Eu mă simt acum ca la facultate, pentru că sunt la cursuri și am de învățat, nu mai particip efectiv la sport, la rubrica de sport de astăzi, dar mă uit la cursul predat de Dimi Butilcă, antrenor personal. Bine ai venit, Dimi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă uit la voi și văd negru în fața ochilor. Ai venit cu niște băieți mult mai pregătiți decât mine, deci cumva nu vreau să vă stric amplasamentul. Performanțele. Da, performanțele astăzi. Dar puteți să încercați și voi ce facem noi pe ziua de azi. Da, și cei de acasă sunt sigur că pot să încerce, dar eu o să mă uit de aici astăzi, ca la facultate. Perfect. Bun, ce facem pe ziua de azi se numește friction training, da, sau antrenament prin frecare. Avem niște plăci pe care lucrăm. Băieți, voi puteți să-i dați drumul cât timp explic eu ca să vadă lumea despre ce este vorba. Frumusețea acestor plăci este ca un coeficient de frecare bine stabilit și bine studiat. Plăcile astea se fac într-o fabrică unde se fac componente de high-tech din industria auto și știm exact care este forța de frecare. Pentru că eu aș putea să am același lucru și să merg să fac ori pe podea, numai că eu nu știu parchetul care l-aveți voi aici, ce coeficient de frecare exact are, văd că acolo e un fel de plexigas, alt coeficient de frecare. Ceea ce știm noi e că stă gheața, deci coeficientul de frecare pe gheață este 0,03, iar cauciucul pe asfalt e 0,75. Noi aici cu el suntem exact la între 0,25 și 0,35. Deci suntem undeva între alunecat pe gheață și alunecat, sau cum se zice, forța de frecare a cauciucului pe asfalt. Am înțeles, și asta îți antrenează practic mușchii pentru că tu trebuie să te oprești la un moment dat singur. Frumusețea e că tu trebuie să controlezi, e atât de alunecoasă încât trebuie să o controlezi, dar e nu alunecată de tare încât și tu trebuie să și împingi toată treaba asta. Aha. Da? Și noi avem coeficientul ăsta. Frumusețea e că eu pot să lucrez cu mai multe puncte de contact. De acum eu am un punct de contact pe ceva stabil și un punct de contact pe ceva mobil. Dacă dați un Google, găsiți foarte mulți sportivi lucrând pe ele și mai ales când vin după o accidentare pentru partea de recuperare. De ce? Pentru că eu în momentul dacă fac acum un pas, am un factor de instabilitate. Corect. Și după aceea trebuie să pun și am un impact. Aici nu mai alunec. Eu am numai factor de instabilitate. Da, eu sunt un factor de instabilitate în sine. Confirm. Nu e. Deci putem să lucrăm cu ea, în primul rând, cu cât eu sunt mai instabil, cu atât trebuie să... Noi tot timpul vorbim de zona asta de cor. Zona asta de centru trebuie să fie mult mai încordată. Da? Ca eu mie să nu cad. Mi se cad. Pare că astea sunt, exerciții pentru avansați. Nu e adevărat, uite-te ce facem noi, e un exercițiu simplu, faci fandare. Asta e fandare. Da, dar ce fac băieții? Păi, normal, acum ce fac băieții, fac toată zona asta de cor. Ideea e, când vede lumea o placă de asta în care stai în picioare, zice, păi lucrez numai picioarele. No, da. Poți să lucrezi enorm de multe lucruri și mai ales part zona asta de cor, zona asta de abdomene. Știți că de fiecare dată când am venit la voi, v-am explicat, abdomenele nu sunt crunch-ul. Crunch-ul, de fapt, pe termen lung, strică, strică spatele. Exact, perfect. Ține minte. Da? Prea multe crunch-uri acolo. Da, asta e problema. Partea asta de crunch-uri de numai... Dacă acum ne uităm la băieți, crunch. Ei trebuie să mențină linia asta dreaptă de sus din vârful capului până jos la călcâie. Da? Să aibă o linie dreaptă. Nu ai cum să ții zona, să ții postura, poziția asta de linie dreaptă dacă zona asta nu e încordată. Deci așa face abdomen, de fapt. Da. Și ei acum o să se pună pe spate și o să lucreze tot ce înseamnă lanțul posterior, da? Lanțul posterior, v-am mai explicat, începe de aici, de deasupra ochilor, se duce pe toată zona din spate și se termină aici, sub degetele din față. Deci ei acum lucrează toată zona asta, de sus până jos și mai ales ce ne interesează tot timpul. Ce vin fetele la sală și cer? Fesierul. Fesierul, da. Și băieții îl cer la plajă, să-l vadă. Da? Deci lucrăm foarte bine toată zona asta. Dacă... Oh, exact. Greu, nene. Acum deja mă duc într-o zonă mult mai high, și lucrează pe un singur picior sau unilateral. Hai mă, crezi că pot? În vreo 3 ani poți. În vreo 3 ani? Vrei să încerci exercițiu? Poți să încerc măcar? Da, chiar te rog, chiar te rog, aici. Doamne. Deci, băi, vrei să-l încerci pe ăsta? Vrei să-l încerci pe ăsta? Asta, da, e, păi exact normal, cum asta face e, pare un el? Exercițiu. Bun. Pare ceva ce aveți o saltea sau te întinzi direct? Nu, mă întind direct, sunt ok, nu. Hainele astea oricum sunt de stradă. Just ale mele. Alegeți o placă, alegeți undeva, cred că Cabrala mai putea, cam așa asta, deci na. Perfect. Unde vrei tu? Pune-te la capătul plăcii. Pune-te la capăt. Mai. Așa? Perfect. Ok, lasă-te pe spate. Pune-mi călcâiele aici. Perfect. O luăm ușor prima dată. Lasă-te pe spate. Ce mă interesează tot timpul, foarte important, când faceți exerciții de genul ăsta, aveți 3 puncte de contact.
umerii și capul să rămână tot timpul jos. Da. Ok? Acum o să vreau de la tine să ridici bazinul și vreau să aluneci în spate. Aluneca, 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 aluneca. Acum te lași jos, tragi călcâiele la tine, vii sus și împingi. La cum stai și rubelui, nu-i trebuie un antrenor. Perfect. Lui, trebuie așa o moașă. Acum poți să tragi direct. Eu nu pot să presupun ca antrenor, nu pot să presupun că el poate face. Deci ați văzut prima dată ce am făcut, i-am regresat. Poate să și confirme că nu poate. Exact. Uitați-vă la mine. Să facem de râs. Uite că poate. Exact. Perfect. Dar e foarte tare suprafața asta, alunecată de mișto. Sus bazinul, vreau să strângi bine fesierul, să încordezi bine abdomenul. Și acum vreau să începi. Un picior, îl întinzi numai pe unul, îl tragi, îl întinzi pe celălalt. Și continui să faci treaba asta. Când te simți confortabil, încordează bine aici și începi să crești viteza. Și mai. Și împinge. Vă zic, e ca la naștere. Deci vă spun. Strânge bine fesierul, încordează. Dar e foarte satisfăcătoare mișcarea, cred, zici că te dai pe gheață. Suntem exact între gheață și cauciucul pe asfalt. Te mai las două ore, dacă vrei, dacă te simți. Împinge, împinge, acum trebuie să ridic un picior, nu? Dacă vrei să faci un singur picior, care e piciorul tău cel mai... strong, piciorul cu care șutezi dreptul. Mamă, să știi ce... Cu el șutezi, deci, la poartă. Rămâi pe ăsta, atunci... Bine, nu joacă fotbal, sus, da. Și hai. Hop, și trage. Și... V-am spus tot timpul, vă recomandăm exercițiile unilaterale. De ce? Pentru că dacă eu lucrez pe amândouă picioarele... La fel ca ei, nu? Exact la fel. Bravo. Exact la fel ca ei când au început. Ok, stai exact. Să mă așez un pic. Super tare, dar înțeleg că obiectele astea nu se pot înlocui cu altele acasă, nu? Dacă nu le avem. Ba da. Deci pentru cine e acasă, puteți să luați o farfurie de plastic sau dacă nu un prosop și alunecă. Numai că acolo v-am spus, nu știm cât de tare va aluneca suprafața. Și Doamne ferește să faci mai mult sport decât e cazul. Niciodată. Asta zic. Niciodată. Știm că suntem unde trebuie. Niciodată mai mult decât trebuie.